Bună ziua, dragi elevi! Sunt Gabriel Vrânceanu și astăzi vă invit într-o nouă călătorie. Chiar dacă nu vom înconjura propriu-zis Pământul, vom vedea cât de mare este suprafața planetei noastre, printre multe altele. Pentru început, voi satisface curiozitatea voastră fixând stațiile importante de pe traseul cunoașterii. Astfel, ne vom aminti conceptele de suprafață și de arie. Continuăm cu o serie de suprafețe pentru care calculul ariei are asociat formule. Putem accepta că tot ceea ce ne înconjoară este o expresie a materiei și a energiei. Referitor la materie, aceasta o putem percepe prin unele stări de agregare: solidă, lichidă, gazoasă. Apa este un exemplu la îndemână pentru toate cele trei stări. În funcție de starea în care se află materia, putem discuta despre formă, suprafață, volum, precum și despre alte caracteristici. În cazul solidelor, caracteristica pe care o vom evidenția este cea de suprafață. Observăm că Pământul are o suprafață, scoarța Pământului, așa cum copacul are și el propriul înveliș, scoarță, și așa cum învelișul corpului uman se numește suprafață corporală. Nu numai solidele pot fi caracterizate prin suprafață, ci și lichidele. Astfel, putem vorbi despre luciul apei, suprafața pe care o ocupă întinderea unui lac, de exemplu. Cuvântul întindere ne sugerează că putem asocia unei suprafețe o măsură, la fel cum pentru segmente măsurăm lungimea, iar pentru unghiuri deschiderea dintre laturile acestuia ca măsură în grade. Pentru măsurarea ariei avem nevoie de unitate de măsură. Aceasta este metrul pătrat și este util să cunoaștem multiplii și submultiplii ariei. Unitatea de măsură pentru arie, metrul pătrat, corespunde ariei suprafeței pătrate de latură de lungime 1 metru. Ne amintim astfel o primă formulă de calcul pentru arie. Aria pătratului este egal cu pătratul lungimii laturii. În cazul de față, am notat latura cu L mic, deci aria este L pătrat. Nu știu dacă poetul Horatiu s-a referit la suprafețe atunci când a afirmat că este o măsură în toate și limite bine trasate. Dar cât de bine se potrivește citatul în călătoria noastră? Vom folosi imaginea de față pentru a observa o serie de tipare. Astfel, din marea rețea de pătrate, am decupat suprafețe pătrate din imagini pentru a face legătura dintre unitatea de arie, unitatea de lungime a laturii și aria pătratului cu latura de diferite lungimi. Observăm în exemplificare pătrate de latură 1, 2, 3, 4, 5, 6 și putem continua cu descrierea pentru pătrate cu latura de lungime oricât de mare. Putem reține astfel următoarele. Cunoscând lungimea laturii pătratului, putem determina aria pătratului folosind ridicarea la puterea a doua.
De asemenea, cunoscând aria unui pătrat, putem determina lungimea laturii pătratului folosind extragerea rădăcinii pătrate, adică radicalul unui număr real pozitiv. Și ultima observație, în geometrie, studiul ariilor are la bază aria pătratului. Vedeta următoarelor secvențe este suprafața pătrată de latură de lungime 6. Evident, aria acestei suprafețe este egală cu 36 ca produsul dintre 6 ori 6 unități de arie. Cu ajutorul vedetei noastre, vom face o recapitulare a unora dintre formulele de calcul pentru ariile unor suprafețe studiate de voi, suprafețe pe care le vom încadra în categoria suprafețe standard. Am decupat pătratul anterior după una din axele sale de simetrie, obținând prin alăturare un dreptunghi de lungime 12 și lățime 3. Decupajul a conservat aria inițială de 36, arie pe care o regăsim ca rezultat al produsului dintre lungimea și lățimea dreptunghiului. Avem astfel o justificare pentru formula de calcul a ariei dreptunghiului. Astfel, ne reamintim că aria dreptunghiului este produsul dintre lungime și lățime. Unul dintre dreptunghiurile obținute anterior este la rândul decupat după o diagonală, obținând un triunghi dreptunghic cu catetele de lungimi 6 și 3. Decupajul a înjumătățit aria dreptunghiului, care era de 18 unități de arie, și astfel regăsim formula de calcul pentru aria triunghiului dreptunghic ca fiind egală cu semiprodusul catetelor. În acest caz, aria triunghiului dreptunghic obținut prin decupare este egală cu 9 unități de arie. Revenind la vedeta noastră pătratul de latură 6 și arie 36, de această dată am decupat din el un triunghi obținut anterior, cel de arie 9 și de catete de lungimi 6 și 3. Aria rămasă după decupaj este obținută ca diferența dintre aria pătratului și aria triunghiului, deci este egală cu 36 minus 9, adică 27 de unități de arie, și corespunde suprafeței trapezului de baze 6 și 3 cu înălțimea trapezului de 6. Validăm astfel formula ariei trapezului. Aria trapezului este egală cu semiprodusul dintre suma bazelor și înălțimea sa. În continuare, recombinăm suprafața pătrată inițială din care am decupat triunghiul dreptunghic de arie 9, pe care îl alăturăm suprafeței date, aceea trapezului dreptunghic, obținând cazul unui trapez isoscel, aria conservându-se în sensul că rămâne egală cu aria pătratului inițial de 36. Evident că regăsim și în acest caz formula de calcul pentru aria trapezului, bazele noului trapez isoscel fiind de lungim 9 și 3, iar înălțimea rămâne de lungime 6. Astfel, ne-am reamintit câteva dintre suprafețele standard și formulele de calcul
pentru ariile acestora. Însă, vorbind despre suprafețe, pătratul nu este singura vedetă. Să facem din chipul pisicuței din imagine următoarea vedetă a călătoriei noastre. Evident, conturul chipului nu se mai încadrează în standarde, nu mai putem folosi formulă pentru calcul, deci ceea ce trebuie să facem este să estimăm suprafața ocupată de imagine. Procedeul de estimare presupune în acest caz suprapunerea chipului pe rețeaua de pătrate și încadrarea chipului într-un contur aproape de standard. În imaginea din stânga, conturul evidențiat conține întregul chip al pisicuței, deci facem o aproximare prin adaos a conturului imaginii. Numărarea pătratelor ce reprezintă unitatea de arie ne arată că suprafața corespunzătoare chipului, în acest caz, este mai mică decât 43 de unități de arie. Am folosit în imaginea din dreapta același procedeu de încadrare a chipului, folosind aproximare atât prin adaos cât și prin lipsă, noul contur mai fidel conturului chipului, corespunzând unei suprafețe de 31,5 unități de arie. Suma evidențiată și care are ca rezultat 31,5 fiind obținută ca suma ariilor suprafețelor din contur pe care le-am evidențiat fie cu dreptunghiuri, fie cu triunghiuri dreptunghice sau pătrate cunoscute. Prin procedeul prezentat, puteți înlocui vedeta noastră, pisicuța, cu orice altă imagine pe care, suprapunând-o pe rețea de pătrate, o puteți evalua sau estima folosind aproximări. Deoarece, în debutul călătoriei, am amintit de suprafața pământului și suprafața corporală și știind-vă curioși, cele trei valori pe care le vedeți corespund astfel. Prima, de peste 510 milioane kilometri pătrați, corespunde la suprafața pământului care, cum bine știți, este compusă atât din suprafața uscatului, de aproximativ 149 milioane kilometri pătrați, cea de-a doua valoare, întinderea suprafeței lichide fiind de peste două ori mai mare decât cea uscată și corespunde celei de-a treia valori înscrise pe imagine. Jules Verne are o carte pe care vă invit să o citiți, fiind intitulată 80 de zile în jurul Pământului. Citind-o, vă puteți imagina cât de mare este suprafața Pământului. De la suprafețe de milioane de kilometri pătrați, ne îndreptăm spre suprafețe mai mici, precum cea a corpului uman. Folosind o aplicație de calcul pe care și voi puteți să o utilizați accesând linkul de pe pagină, luând ca referință o înălțime de 140 de centimetri și o masă corporală de 40 de kilograme, aplicația returnează ca rezultat al suprafeței corporale o suprafață de aproximativ 1,3 metri pătrați. De ce ar fi de interes să cunoaștem suprafața corporală? În cazul unor afecțiuni ce necesită tratamente medicale, medicația sau procedura medicală depind de suprafața corporală.
Dacă v-am trezit curiozitatea, vă invit să lecturați și resursa asociată acestei călătorii. Astfel, călătoria noastră s-a apropiat de sfârșit. Dragă elev, îți mulțumesc că ai pășit alături de mine în această călătorie. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate!